Dragi prieteni, filmul sau viața, trei invitați special, Cecilia Caragea, specialist în PR și comunicare, bine ai revenit. Bine te-am găsit. Ovidiu Scridon, unul dintre cei mai în vogă cantautori ai momentului. Mulțumesc pentru invitație. Pe zona de pop, bun folk găsit. Și flamenco prin prietenia și colaborarea cu Silvan Stâncel. Exact, bun găsit. Maestru Alexandru Jula, câți ani în slujba muzicii? Să spun? Da. Chiar să spun? Da. 57. Mulți înainte. N-ați venit cu CD-uri, n-ați venit cu casete. Ovidiu ne-a adus un CD frumos care se cheamă Într-o zi. E primul și singurul până una alta. Pregătește. Spre marea mea bucurie mi l-a dăruit și mie și o să-l ascult cu mare plăcere. Auzi, eu n-am venit cu nimic la mine pentru că știam că în această emisiune nu voi cânta. Și atunci zic, mă, de ce să iau? N-am luat. Da, dar ați cântat într-o ediție anterioară a emisiunii noastre. Știi că pare foarte rău că n-am știut. O să vedeți reluarea sau vă uitați pe site-ul www.antena2.ro. Mergem în 1999, Message in a Bottle, un film cu Kevin Costner, Robin Wright Penn și Paul Newman. Este un mesaj acolo într-o sticlă care se duce pe mare și ajunge la un moment dat dinspre un bărbat către o femeie sau invers, că nu mai țin bine mie. You Dear Catherine, forgive me for being so angry when you left. I feel I've been lost. No bearings, no compass. You were my true north. I could always steer for home when you were my home. I still think some mistakes been made. I'm sorry I didn't hold on to you with so much strength that even God couldn't pull you away. Signed, all my love, G. He wish it was addressed to dear Teresa. Any girl would want to be loved like that. I mean, to be somebody's true north? Are you kidding? Oh, don't you think it's brave to love like that in this world? I think we should trace these letters. This letter was probably typed within the last 5 years. So he's out there, and he could be young. The stationery and typewriter check out. So you find this guy, and then what? Take a risk. You got him, Teresa. I go knock on his door. Is she in bad shape? No. Neglected. Underappreciated. I know how she feels. Doubt it. You want to step aboard? You know, if I was about 150 years younger, you'd be in trouble, young lady. If you can, you'll come to me. When it's right. And Garrett, if it's not right, it's okay. Because I wouldn't regret 1 minute. They'll just forget about me, right? Every day. She ain't stupid. Give $1 million to see you grab onto that girl and figure it out as you go along. It's not your business. Make a fist. Now you hit me. My son is not my business. Choose between yesterday and tomorrow. Message in a bottle, s-ar traduce mesaj într-o sticlă. Și ce credeți că ne-a adus Cecilia Caragea, care e specialist în PR și comunicare? O chestie publicitară, nu e brandul, așa că putem să dăm, în care e aici o plajă frumoasă, se vede marea, nu știu ce, SMS-uri de dragoste și e un telefon mobil pe la începuturile lor, că era anul 2000? Da, 2000. 2000. Da? E un telefon mobil într-o sticlă. Deci asta e mesaj într-o sticlă în viziunea Ceciliei Carage. Mai ai multe idei de astea? Bine, e o istorie foarte veche, acea cărticică. Toți avem nevoie de comunicare și de când cu noile forme de comunicare, SMS-uri, e-mail-uri, mesaje pe Facebook și așa mai departe, încercăm să comunicăm în diferite feluri. Și la momentul respectiv am scris și eu câteva SMS-uri de dragoste și am hotărât la un moment dat să le public într-o cărticică. Da. Așa, ca un fel de haicuri de dragoste. Și operatorii de pe piață s-au gândit, domnule, da, e o idee interesantă. Bine, da. Da, au spus și ei, da, iubirea e un lucru mare. Da, semnat da, da. Guță Popândău. Personaj. Cam asta a fost, macheta publicitară la momentul respectiv. Și cred că a fost un proiect interesant, sincer. Asta apropo de mesaje trimise
Aiurea. Da. Și apropo de America, unde Ovidiu a stat 2 ani și 3 luni fără întrerupere, făcându-și acolo un MBA. Prima dată. În și în rest, în fiecare an, cel puțin o lună. Dar ai avut și turneu acum în toamnă acolo. Ai stat, am stat 4 săptămâni, 4 concerte în 4 biserici ortodoxe românești. Dar nostalgia ta e după comunitatea românească din America sau e după America pur și simplu unde ai fost? Eu am trăit la un dat un dor teribil de a vorbi românește. Prin urmare, după câteva luni în care n-am cunoscut niciun român, prima interacțiune cu biserica din Philadelphia mi-a creat așa o deschidere fantastică și am legat niște prieteni, cred că pe viață. Din Târnăveni la București, în Philadelphia? Nu, Târnăveni, Cluj, liceu. Târnăveni, Cluj. Câmpia Turzii București, Armata, și atunci am prins gust de București. Dar ești un fel de Ulise. Dar îmi place. Călătoria face parte din... Dar cum reușești să deții și o funcție executivă într-unul din trusturile media din România? Faci și chestiunea asta muzicală care te fascinează și ai turnee în toată țara și singur și împreună cu Silvan Stâncel și în fiecare weekend aproape te duci ba la schi, ba nu știu unde, că întotdeauna te caut și mă întreabă și ești plecat. Crede-mă că am încă foarte mult timp liber. Am timp să citesc în fiecare zi, am timp pentru multe vise pe care vreau să le împlinesc. Sau să le rescrii. Cred că e o chestie de organizare. De fapt, asta am și învățat în America. Să mă organizez, să-mi aranjez prioritățile și să trăiesc fiecare clipă la maxim. Dar Chicago e oraș frumos, ziceai tu. Chicago e dintre cele mai frumoase orașe și există o comunitate foarte mare de români în Chicago. Bun, ne întoarcem și cu maestrul Alexandru Jula, după ce vedem și partea reală. Am văzut Message in a Bottle, filmul, vedem și știrea. Mesaj într-o sticlă, tot aia înseamnă. Băiatul a găsit pe o plajă o sticlă cu o scrisoare trimisă în urmă cu 25 de ani. Expeditorul era tot un băiețel care a scris răvașul de pe cealaltă parte a Mării Baltice din Danemarca. Daniil se plimba pe țărmul Mării Baltice când a zărit sticla înfiptă în nisip. Eu v-am lejit ca caită zapiscă. Eu domnul știam că cum îl tăvoi jurnal toi nu știu carablea să sosam. Domnul potom și eu știu că un milionier положил туда завернув трубочку $100. În sticlă era însă un răvaș scris pe 7 septembrie 1987 de un băiat pe nume Frank. Как мы узнали потом из письма, он с отцом путешествовал в Данию. И вот когда они, наверное, вышли на побережье Балтийского моря, они решили использовать бутылку из-под пива как дару для письма, как конверт, наверное. Dacă găsești acest mesaj, te rog să-mi scrii și îți voi răspunde. A scris băiețelul la finalul scrisorii în care și-a lăsat și adresa. Acolo l-a găsit o echipă de reporteri ruși. Acum Frank are 29 de ani și nu își aducea aminte de mesaj. 5 Jahre alt, Ostsee kann auch wohl passen und Frank Usbeck passte ja auch und die Adresse passte. Als Kind oft schon an der Ostsee. Tânărul neamț a vrut să-l cunoască pe puștul din Rusia, care i-a găsit mesajul. Wo ich die Flasche ins Meer werfe. Kannst du das erkennen? Nein. Domnul Jula, am văzut spiritul american și spiritul rus în a trimite mesaje pe mare. Da, eu m-am cunoscut mai mult spiritul rus ca asta, dar pe când parte din generația aia pe care voi o știți foarte bine, iertați-mă, dar sunteți mai tine, pot să vă spun așa. Da, da, da. Direct. Da, am cunoscut mai mult spiritul rus, că asta a fost pe vremea noastră și întâmplător am făcut și foarte multe turnee. Apropo de America, eu le-am făcut în Rusia, în fosta Uniune Sovietică. Mă rog, era mare țara asta, era cât o Europa. Dar care e sensul ăsta ca să trimiți un mesaj și să nu știi cui îl trimiți, când va ajunge la destinatar, îl trimiți pur și simplu, așa, într-un neant? Mie mi se pare un pic absurd. Să spui. Nu știu dacă e absurd, dacă nu, cumva e foarte interesant. Da, 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 și e foarte normal. Dar și... nu e ca un fel de testament, așa, că poate îl citești după moartea ta. Testament? De ce? Da. Poate va ajunge după 15, după 20 de ani, cum ajung și astea.
Dar poate ajunge mult mai repede și atunci mi se pare că ai făcut o treabă De obicei naufragiații fac mesaje de acest gen. De ajutor. Adică se află pe un barcaz care se scufundă, nu știu ce, și ei scriu cu creion chimic acolo și aruncă o sticlă. Poate o găsi o cineva. Da, e destul de dramatic să aștepți 25 de ani naufragiat fiind să te salveze cineva. Cred că e ceva... Da, de o șansă la un miliard pe care tu ți-o oferi. Păcând, spune Cecilia, e și varianta cealaltă. Cred că e ceva general valabil. Nu vorbim de americani, de ruși. E ceva să dăm mesaje haotice. Nu să dăm mesaje haotice. Avem să nevoie să comunicăm. Avem nevoie să trimitem mesaje. Nu ne punem problema când ajung, cine le citește neapărat și așa mai departe. Da? Noi avem nevoie să spunem. Apropo de filme, poate ați văzut In the Mood for Love. Dacă ați văzut, era acolo o poveste foarte interesantă. Ai nevoie să spui, spunând te descarci. Câteodată ai câte un secret pe care nu poți să-l spui lumii întregi sau nu poți să-l spui apropiaților. Și atunci te duci, era legenda unul dintre cele mai frumoase filme din perioada interbelică. Cauți un copac, o scorbură și spui scorburii respective povestea ta. Sau sapi o groapă în pământ și spui acolo povestea ta. Ai nevoie să spui, e normal. Bun. Se spune de fapt că dacă secolul 20 a fost secolul vitezei, secolul 21 cu siguranță e secolul comunicării. Bun, apropo de comunicare, a ajuns și până la noi vestea că a apărut noul Einstein. Are 12 ani, are un IQ de 170 și e extraordinar de inteligent. La 12 ani, Jacob Burnett are un IQ de 170, mai mare decât al celebrului fizician, al cărui IQ era de 160. Puștiul a învățat matematică în 2 săptămâni, iar la 8 ani era deja student la astrofizică. În prezent, băiatul, care suferă de o formă ușoară de autism, lucrează la propria teorie a relativității, iar profesorii susțin că are mari șanse să fie nominalizat. Da, să fie nominalizat la premiul Nobel pentru științe, da. De ce? Sunt foarte mulți copii supra-dotați, sunt copii genii. Problema este cum conduci în evoluție un asemenea copil. Și aici cred că noi mai avem niște probleme, pentru că de multe ori nu reușim să gestionăm lucrurile de acest gen. Dar uneori copiii ne iau înainte. Da, asta în a mod clar. De ce? Pentru că e spiritul vremii? Cred că ține și de spiritul vremii, cum ziceți, dar există și niște cazuri speciale și cred că era vorba de un caz special aici și este normal să îți pui probleme cum te comporți cu un asemenea copil, ce program îi faci, ce organizare, ce structură de asimilare a diferitelor cunoștințe și când și cum îl lași singur să descopere și să facă conexiuni între lucrurile acumulate. Mie ce mi se pare puțin ciudat este că foarte mulți copii supradotați s-au pierdut în timp și asta cred că ține și de reacția mediului adulții care nu știu să gestioneze foarte bine niște lucruri. De ce? Pentru că sunt incompetenți? Sau pentru că nu s-au mai confruntat cu așa ceva? N-aș folosi chiar cuvinte tari, precum incompetență. S-ar putea să fie vorba și de altceva. Până la urmă, fiecare în viață are un punct maximal, să zic așa. Poate să fie în tinerețe, poate să fie la bătrânețe, nu ai de unde să știi. Cum e destinul fiecăruia până la urmă? Archezie și-a publicat primul volum la 47 de ani. Vedeți, deci lucrurile sunt variate. Da, a trăit 87, dacă ar fi trăit 46. Așa cum... Depinde și fiecare exact cum are structura, cum are temperamentul, caracterul, destinul. Nu știu să vă răspund la asemenea întrebare. Că uneori zicem, domne, să apucăm să facem aia, adică să mai trăim sau să trăiesc, să-l văd pe cutare, nu știu unde. Câteodată strălucești pur și simplu prin acumulările pe care le ai, câteodată strălucești prin conexiunile pe care le poți face între tot felul de acumulări. Suntem buni ca atare sau suntem buni și pentru că ne interconectăm cu alți oameni de valoare? Fără îndoială, interacțiunile noastre se reflectă foarte mult în tot ceea ce facem. Dar apropo de băiețel, mi se pare pentru el o povară, pentru că să fie absolvit de bucuria copilăriei nu e o mare bucurie, cred eu. Nu observați un pic că cu cât știi mai mult, cu atât parcă
devenim ești ușor mai crispați. Și unii spun, domnule, e un monstru. E un monstru nu pentru că arată hidos sau pentru că are niște defecte îngrozitoare sau are un comportament aberant, ci pentru că e altfel decât noi. Da. Întâmplător e mai inteligent decât noi și atunci pentru noi e un monstru. Păi monștrii sunt diferiți. Sunt diferiți, da. Asta e principala lor caritate, monstru sacru. Da. Ce înseamnă monstru sacru? Da. Mi s-a spus vreodată? S-a vorbit domnul aici. Jura, sunteți un monstru sacru. Dacă și monstru, nu mai sacru. Dar s-a vorbit aici de... Vreau să... Uite, un moment în care poate mă lăbulesc și eu. Făceam o emisiune de televiziune la Galați, la un post local acolo, și am avut un invitat foarte interesant, eminescolog. Și la un moment dat, și pentru că a fost vorba despre Einstein, tipul a lansat o teorie care pe mine m-a derutat. Și uite, aici sunt niște oameni tineri care ar putea să-mi răspundă într-un fel de... Pentru că tipul a spus așa, teoria relativității n-a lansat-o Einstein, ci Eminescu. Totuși, e surprinzător, totuși. Uite, mă uit la voi și îmi dau seama că e surprinzător. Dar unde? În glosă sau în odă, în metru antic? La ce se referă? Și el mi-a spus așa, uite, ții minte poezia Luceafărul? Da. Acolo se spune, la steaua care a răsărit o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii. De unde știa Eminescu că mii de ani au trebuit luminii să ajungă la Luceafărul? M-a descumpănit toată povestea asta și de atunci mă tot gândesc, m-o fi adevărat? Mă, de unde știa totuși Eminescu? Povestea asta care, de fapt, toată lumea vorbește că a descoperit-o Einstein, teoria relativității. Și atunci mă întreb și astăzi, mă, o fi adevărat? O fi fost, i-am și pus întrebarea asta invitatului meu, domnule, crezi cumva că Eminescu a fost extraterestru? E ciudată teoria. Și nu, a fost prea persecutat de o bună parte din societatea în care a trăit ca să fie extraterestru. Dacă era extraterestru, avea și antidotul la comportamentul injust al multora dintre contemporanii. Dar ce ziceți totuși de povestea asta? Nu. Sunt multe manuscrise din Eminescu care încă sunt insuficient exploatate. Cred că în fiecare epocă sunt niște idei care putesc în aer și sunt niște idei de care ne apropiem treptat, treptat. Și la un moment dat, cineva vine și pune punctul pe I și spune, așa stau lucrurile. Și cred că cu multe descoperiri, cu multe lucruri în istorie s-a întâmplat așa. Bun, acum teoria conspirației. Nu teoria conspirației, nu că teoria conspirației. De deasupra. Cunoștințele noastre avansează în mod treptat. Există foarte mulți oameni care avansează cu cercetările. Și tu spui, e unul care pricepe și unul care pricepe în momentul zero. Exact, da. Se întâmplă de multe ori să citești o carte și să te regăsești și să zici, Dumnezeule, dar asta e de fapt filosofia mea de viață. Da, cineva s-a gândit, a fost mai deștept decât mine și a scris-o. Da, deci nu vorbesc de teorii conspiraționiste și mai știu am eu înțeles. Ce. Dar în Eminescu este clar tot ceea ce ați spus. Există era acolo niște afirmații său. Foarte clare care îți pun întrebări. Mergem în altă epocă și în altă zonă, înapoi în Statele Unite ale Americii, Crimele din Mica Italie, s-a tradus filmul Mean Streets în limba română, 1973, Harvey Keitel și Robert De Niro, și apoi vedem ce s-a întâmplat cu Mica Italie în vremea noastră. Hey Jimmy, you know you got a good friend here. I'm telling you, Charlie, that kid doesn't show up tonight, I'm gonna find him. If there was any chance of me falling in love with you, I wouldn't be here right now, believe me. Charlie, this is business. We'll straighten this thing out. Who's gonna help him if I don't?
Da, un film dur despre mafie, despre prietenii spulberate, un film despre o zonă, despre mica Italie, care era un cartier în care locuiau majoritar italieni. Mergem și în realitate și apoi comentăm în paralel, pentru că mica Italie, în vremea noastră, arată un reportaj de la Observator, a devenit mica Asie. Potrivit ultimului recensământ realizat de autorități, 89% dintre locuitorii cartierului sunt de origine asiatică. Turiștii care merg acolo sunt cam descumpăniți, pentru că nu recunosc ceea ce văzuseră prin ghiduri. Iar ultimii italieni rămași în cartier se întreabă cum s-a ajuns în această situație. Datele recensământului sunt foarte clare. Din cei 8600 de locuitori ai cartierului cunoscut sub numele de Mica Italie, doar 5% se declară de origine italiană. Schimbarea este evidentă față de statistica din 1950, când aproape jumătate din localnicii erau italieni, iar 20% erau chiar imigranți din prima generație născuți în Italia. Where I used to hear a lot of Italian, dialect Italian, not even Italian, Italian, old Italian, Sicilian dialect, Pugliese dialect, Neapolitan dialect. You now hear different Asian dialects. În cartierul au mai rămas totuși destule restaurante și prăvălii tradiționale italienești. Chiar dacă acum clientela lor e asiatică, pentru negustori, spiritul locului rămâne legat de Italia. Our feeling is, whether there's one Italian in this neighborhood or 500,000, this is still Little Italy. Nu chiar de aceeași părere sunt turiștii atrași de renumele cartierului și legendele legate de el, care găsesc cu totul altceva decât se așteptau. Perché questa non è la vera Little Italy, perché ci sono molti cinesi in giro per di qua. It just seems to be more Chinese really, like we thought it was going to be much bigger than what it is, but it just seems like China. Mulți din comercianții italieni rămași în cartier acceptă cu înțelepciune situația. Ei spun că la urma urmei, mulți din asiaticii instalați în cartier sunt și ei imigranți veniți în căutarea unei vieți mai bune, la fel ca italienii de acum 50 sau 100 de ani. Ovidiu, care e explicația pentru care mica Italia a devenit mica Asia? E o explicație foarte simplă. Mica Italie e cartierul învecinat de Chinatown, care Așa. Se află în mijlocul Manhattanului. Apropo de Mica Italie, Crimele de Mica Italie, a fost și un film în 74 cu Jack Nicholson. Și Harley, cartierul chinezesc, Chinatown. Da, da. Oamenii nu stau degeaba, ei se extind, în timp ce italienii... Vorbesc de asiatici, de chinezi. Vorbesc de chinezi, da. Ei se extind. Eu am cunoscut... comunitatea chineză, pentru că am călătorit foarte des cu autocarele lor. Vă spun o poveste foarte scurtă. Da, da. Am aflat în Philadelphia că drumul din Philadelphia până New York costă cu Greyhound-ul $48 dus, $60 cu trenul dus și există o firmă de chinezi, 2000coach.com, care făcea drumul ăsta cu $20 dus întors. Adică și atunci dus la ei. Atunci mereu am călătorit și plecam și mă coboram în mijlocul Chinatown. E una din explicații, dar din păcate mi-erau foarte simpatici până să interacționez cu ei. Adică comportamentul lor seamănă foarte mult cu comportamentul minorităților cum să spun, subrurale de la noi, cei care vin și trag de tine să le cumperi, să... Așa reacționează ei în momentul în care urci în autocarele. Toți trag să cumpere bilet de la ei. Sicilienii din mica Italie erau foarte dezamăgiți că nu se mai aud dialectele vechi din sudul Italiei acum aici, în mica Italie. Erau un pic, nu știu, așa nesiguri pe ei, că tradițiile lor, deși imigranți sunt și unii și ceilalți, Statele Unite ale Americii, să nu uităm, are construcția de astăzi ca urmare a unor valuri succesive de imigrație. Sigur, unele sunt în secolul XIX, altele 20, altele 21. Emigranții asiatici, chinezi în speță, au un algoritm aparte. Ei se așează. În general, am cunoscut oameni care trăiesc de 20 de ani în Chinatown, în Manhattan, de exemplu, New York, și care timp de 20 de ani n-au ieșit niciodată pe strada alăturată și care sunt cetățeni americani și care nu vorbesc o babă de engleză. Bun. Și e destul de dărutant să interacționezi cu ei, pentru că nu te înțelegi în niciun fel. Tu te înțelegi cu chinezii, Cecilia? Nu cunosc chinezii, ca să pot... Dar sunt chinezi care vorbesc foarte bine limba română. Sunt foarte mulți naturalizați aici. Eu am avut surpriza plăcută că mulți dintre ei cunosc limba lui Eminescu, cum spunea maestrul Jula. Eu nu
cunosc, deci nu pot să mă pronunț, dar aveți dreptate spunând că Statele Unite s-au construit pe baza valurilor de imigranți, dar să ne gândim și faptul că astăzi mai sunt chinezi care pleacă, imediat ce găsesc o portiță, dar italienii nu știu cât mai pleacă acum, de exemplu, Italia. Să ne gândim cum era Italia acum 100 de ani și cum este acum. Și să ne gândim și la valurile de emigranți care mai sunt astăzi și din ce zone provin. Evident că și asta imigrația este un factor. Are loc în momentul în care țara de plecare este mai săracă decât țara de destinație. Cum era Italia față de șansele pe care le vedeau ei în Statele Unite ale Americii atunci. Acum Italia este atât de bogată încât are imigranți la rândul ei din alte părți. Era o vreme când, în acei ani, când italienii au emigrat și în România, dacă țineți minte. Da, evident. Sunt mari cum italienii veneau în România pentru că România era foarte bogată. Și mergem și la turnul din Pisa, care este la fel de înclinat ca și blocul din Fetești. Turnul din Pisa nu prea e locuit, am fost și eu pe acolo acum câțiva ani. Blocul din Fetești are locatari la toate etajele. Dacă se prăbușește cu oameni în ei, va fi un dezastru. Nu este un muzeu vizitat de o lume întreagă, ci un bloc înclinat în care locuiesc zeci de oameni cu spaima că pot muri în orice clipă. Colega mea Flaviana Marcu vine cu detalii. Bună ziua, Flaviana! Cât de gravă este situația acolo? Bună ziua, situația este foarte gravă și se vede acest lucru la interior, dar și la exteriorul blocului. Practic, acest bloc s-a afundat în pământ mai mult de un metru. Este un bloc care a fost construit în anul 1975, iar constructorii au greșit încă de la început, pentru că l-au așezat pe un sol argilos. De atunci, la fiecare ploaie, el s-a afundat puțin câte puțin în pământ și se agravează situația pe măsură ce afară plouă din ce în ce mai mult. Oamenii se tem de inundații, se tem de cutremure, se tem practic de faptul că blocul ar putea efectiv să le cadă în cap. Nu știu unde să se mute. Au cerut ajutor de la primărie. Primăria le-a promis că până la sfârșitul anului vor avea o nouă locuință, însă mulți dintre ei stau cu chirii aici și și-au pierdut deja încrederea. Da, un bloc înclinat este o situație comică. Este o situație pe care, de exemplu, am putea o regăsi în revista Nastratin, care e o revistă de caricatură și pamflet și unde e și o bandă desenată despre filmul sau viața. Dar nu e viața chiar atât de comică în România, din moment ce niște oameni stau într-un bloc care n-are bulină, dar e înclinat. Cum or fi construit acum câteva zeci de ani arhitecții și firma respectivă, trustul de construcții, blocul ăla? Da, dacă e să o luăm inginerește, pentru că vorbeați de turnul din Pisa, turnul este construcția cea mai periculoasă, în sensul în care se poate înclina foarte ușor, dacă nu sunt lucrurile construite cum trebuie. Și acum să nu uităm nici de factorul timp, pentru că turnul din Pisa, când a fost construit de câteva și cu sute de ani, da? În ce ritm se înclină, ori acest bloc din 75 e totuși... Se înclină repede, da. Se înclină adică repede va ajunge la pământ. Ritm foarte da. Rapid. Doamne ferește. Și plus că este vorba de o construcție în care stau oameni, nu știu ce face statul, nu știu ce face societatea civilă, ce fac niște ONG-uri, poate ar trebui să se ocupe de așa ceva. Până la urmă este vorba de responsabilitate, că pentru că presupun că nu sunt niște oameni care pot să-și permită să se mute în altă parte. Ar trebui făcut ceva, da. Locuințe sociale da. Sau mai... Ciudat este că, uite, oamenii ăștia stau bine mersi acolo știind sigur că dacă se întâmplă ceva cu blocul ăla, ei dispar. Diferența și totul mare... săraci oameni rămân acolo, domnule, asta e o întrebare foarte importantă pentru oficialități. Dar sunt și autorități ale statului care au grijă exact de riscul seismic, de siguranța clădirilor și așa mai departe. Se dau sancțiuni foarte grele către anumiți antreprenori pentru că n-au respectat nu știu ce la construcție, n-au fundație atât de mare, nu au făcut autostrada atât de groasă și așa mai departe. Nu știu ce grijă au din moment ce există specialiști care... spun că, Doamne ferește, în caz de un mare cutremur, ar muri câteva mii de oameni numai în București. Gândiți-vă, e o situație aparte, multe clădiri sunt îmbătrânite. Gândiți-vă la faptul că Pisa a devenit foarte celebru și cunoscut și turnul din Pisa e un obiectiv turistic care face foarte mulți bani pentru... E și un film, apropo de filmul sau viața, deci... Dan Pizza sau cine a făcut turnul din Pisa? Uh-huh. E după 89. Da. Ori la noi una din soluții cred că asta ar fi, să-l transforme în obiectiv turistic. Nu și Fetești probabil... Nu cred că avem noi abilitatea italienilor de a transforma ceva într-un brand. Da.
turnul din Fătești. Noi îl avem pe Dracula și ne mulțumim cu el, care e un brand virtual, sigur, pentru că n-a existat în România niciodată. Și din nefericire, cred că sunt multe alte clădiri în România care au acea soartă, dar din păcate încă nu știe nimeni de ele. Așa dar este. În America, cum s-ar fi construit tot zgârie nori aia și mai rezistă? Gândiți-vă că toate marile construcții din Manhattan, de exemplu, de la Empire State Building și toate celelalte clădiri, Chrysler Building, sunt construite la începutul secolului 20, 1920. Gândiți-vă ce tehnologii, ce cât de inteligență au fost. Dar gândiți-vă la catedrale. Cea mai înaltă clădire, maestre? Sunt mai multe, pentru că... E vreun farp acolo? Nu, n-aș spune că există în Galați o clădire foarte înaltă. În afară de turnul televiziunii, nu. Turnul televiziunii? Un foișor așa mai înalt, cu restaurant la ultimul etaj, nu? Turnul televiziunii are restaurant. A, ăla e, are restaurant. Da. Dar doar turnul televiziunii, pentru că restul locurilor sunt, vorbesc de cele înalte. Sunt 10 etaje și punct. Nu. 10 etaje sau 4 etaje? Cele două standarde de înălțime, da. Așa e făcut Galațiul nostru. Dar de ce nu se fac și melodii despre temele astea sociale? Că toate melodiile din vremea de azi, sau 99%, sunt cu te iubesc, iubește-mă, m-am îndrăgostit de tine, plâng un pic. Sunt și astea de cartier, după blocuri, Da. Între blocuri, paraziți. În fața blocului. Da, da, paraziți. Și prind unele dintre ele, nu? Prind foarte bine, da. Alea au chestia de iubire, dar prin sex. N-aș spune. Explicit. Da, e o altfel de iubire acolo. Ei, Galați, e o iubire fără tandreț, o iubire cu, nu știu, cu năbădăi, pentru că acolo se întâmplă niște acțiuni violente. Galați a avut o piesă pe timpuri. Așa? Orașul de la Dunăre. Și despre ce era vorba? Despre combinat, despre clădirile care... Ah, era cu construcția socialismului. Da, dar știi ce a fost foarte interesant? A fost șlagăr piesa asta. Păi normal. A fost șlagăr. Făceam turnee în toată țara și auzeam din sală strigând orașul de la Dunăre. Păi și trenul galben fără cai a fost șlagăr despre metrou. Și americanii scriu și piese despre oraș. Avea Dan Spătaru, despre canal, cum se chema, Magistrala Albastră. Magistrala Albastră. El și cu Mirabela. Asta nu a fost șlagăr. N-a fost șlagăr Magistrala Albastră? A fost mult cântată. Exact. Piesa. Da. Adică oamenii nu o fredonau. N-a fost șlagăr. De ce e șlagăr? O piesă pe care oamenii o țin minte... Și o cântă că vor. Rețin versurile. Nu și că e obligat. Place să... Dar unde o cântă? În baie? Dar și în baie, de ce nu? Dar de ce în baie? Eu m-am gândit de multe ori. Și după aia am înțeles că apa aia care curge și spațiul ăla concentraționar, așa, nititel, probabil creează un fel de cabină de înregistrare, nu? Un fel de studio mic de înregistrare. Și atunci omul se și aude când. Pe când dacă eu aș cânta aici, sigur că nu are aceeași rezonanță. Dar ești singur, ești relaxat. Da. Poți să falsezi, nu? Da. Și tu cânti în baie? Da, în baia are o rezonanță frumoasă, bună. Eu știu foarte mulți muzicieni. Silvan repetă în baie. Dar sunetele au același... aceeași calitate din punct de vedere al notelor și după ce ies din baie? Nu mai are aceeași rezonanță, dar sunetele, evident că sunt apropiate, asemănătoare. Toți cei care cântă în baie, li se pare că sunt extraordinari. Da. Sunt marșoliști, da. Am văzut și un film cu Norman Wisdom, în care cânta, da. Nu întâmplător, da, el chiar cânta bine, da. Dar voi doi, tu și Silvan, pe internet îmi spuneai altă dată că voi schimbați. Vorbim la telefon aproape în fiecare zi. Îi trimit o variantă de-a mea, mi-o trimite cu completări. Stăm, analizăm, povestim. Interesant e că eu cunosc foarte mulți oameni în București, foarte mulți muzicieni. Dar cu Silvan mă simt pe aceeași lungime de onde, pe aceeași frecvență. Prin urmare, cu el mă simt foarte confortabil pe scenă și în toate turneele despre care povesteam la început în emisiune. Cecilia, în afară de aceste broșuri despre care am vorbit cu mesaje în sticlă de acum 10 ani, tu ca specialist în PR și comunicare, ce faci în vremea noastră? Că acum telefonia mobilă a evoluat. N-am ce face. Da, multinaționalele...
s-au reorientat ca și privire, cu privire la piața de publicitate, deci nu mai merg mesajele astea vechi. N-ai ce face, spui, bun, sau ai ce face? Ceva de acum 10 ani. De începuturi, da, da, da. Evident, lumea s-a schimbat și încerc și eu să țin pasul cu lumea, normal, nu? Păi și asta ce înseamnă? Reclamă pe Facebook sau ce înseamnă să ții pasul cu lumea? Da, trebuie să ții cont și de Facebook. Ca orice om, am și eu un cont pe Facebook. Mă ocup de clienți care au campanii pe Facebook. Mă ocup și de publicitate și de promovare online. E un canal care va crește în importanță din ce în ce mai mult, ca să spun și eu un lucru banal. Dar va înlocui internetul tot ce înseamnă print? Că se aude zvonul ăsta care mă neliniștește. N-aș putea să spun acest lucru. Cred că și TV-ul, și radio, și printul vor rămâne într-o oarecare măsură, într-o oarecare formă, dar evident lucrurile se vor schimba din ce în ce mai rapid, foarte rapid, online crescând foarte mult. Noi vom avea telefoane, vom face plățile plecând de la acel telefon care va avea din ce în ce mai multe funcționalități, vom trăi în case pe care le vom comanda doar când ne vom îndrepta spre ele, care să fie temperatura, cum să fie mâncarea din cuptor și așa mai departe. Deci vom trăi într-un mediu inteligent. Lumea, da, lasă-mă, gândeam acum. Parcă își pierde farmec. O să avem un confort exact așa cum visăm. Și oare atunci o să ne mai și mișcăm? Cred că da, pentru că... Cred că da. Da, da. Dar de ce să visăm? Eu nu visez la așa ceva. Eu visez la ce a fost odinioară. De ce aș visa la ce va fi? Bun, nostalgici există. Poate că sunt și eu. Nu asta este problema. Acum spuneam în ce direcție cred eu că se îndreaptă lucrurile. A, și câți pixeli are acea plasmă către care se îndreaptă privirea noastră? Și câți milimetri grosime? Că e din ce în ce mai... Da, și va putea face mult mai multe lucruri. Bineînțeles. De... Ne va scola și pe cap. Atunci când vom trăi în condițiile astea, o să ne fie dor să măturăm curtea. Da. Ovidiu Scridon, înainte să-ți auzim una dintre melodii și să vedem videoclipul de la femeia... Un videoclip făcut de una dintre fanele... Andreea Petru. Muzicii mele, da, pe care am cunoscut abia după ce... Am avut câteva zeci de mii de vizualizări pe site-ul de muzică. Înainte de... Înainte de? Care e ultima ta frază înainte de? Ca înainte de... Înainte de ați auzit muzică. Eu cred într-o lume mai bună și cred că tehnica modernă are și bune și rele. Mi-aduc aminte când am venit în București, student fiind, și efortul făceam să sun pe mama. Adică pierdeam vreo 2 ore pentru că plecam din cămin la aparatul telefonelor, stăteam la coadă, făceam o comandă cu taxi inversă, mă întorceam înapoi. Ori toată povestea asta care înainte dura 2 ore, astăzi durează 1 secundă. Deci trebuie să luăm și părțile bune ale tehnicii moderne. Au fost Alexandru Jula, Cecilia Caragea și Ovidiu Scridon la filmul Sau Viața. Urmărim Femeia, melodia compusă și cântată de Ovidiu Scridon. Până data viitoare, purtați-vă de grijă, frații mei. Urmărim melodia și apoi, bineînțeles, pe. Soarele mă îndeamnă să vă cânt tot ce-i mai frumos pe acest pământ. Ceea ce-i noapte luminos, tot ce e pe lume mai frumos. Femeia, femeia, cine oare n-o cunoaște? Femeia, femeia, lumea-ntreagă ea o naște. Ia-ni soră, ia-ni mamă, ia la pieptul ei ne cheamă. Ea ne poartă dragostea și iubirea e tot ea. Femeia, femeia, cine oare n-o cunoaște? Femeia, femeia, lumea-ntreagă ea o